La Ploiești, un motociclist a scăpat ca prin minune cu doar câteva zgârieturi în urma unui accident de circulație produs la intersecția străzii Bobâlna cu Bulevardul Independenței. Mergeam spre Gara de Sud și doamna a ieșit din intersecție, cum se vede. Am încercat să o evit, am scăpat motorul și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mai mult de atât n-am ce să zic. Aveam cât să am plecat de la semafor de aici, aveam 50-60 la oră maxim. Am văzut-o că a ieșit, am crezut că mă lasă, observă că nu e loc de băgat și a continuat însă, a considerat că e mai bine așa. Un martor la accident susține însă că de vină sunt ambii participanți la trafic și acuză motociclistul că circula cu viteză. Motociclistul a accelerat la maxim, s-a ridicat pe roată, a trecut, avea peste 140. Și normal că la viteza asta nu te poți asigura sub absolut nicio formă. Șoferița nu are nicio vină? A vină parte în parte. El, din cauza că rula cu viteză foarte mare în oraș, ea că probabil nu a avut timp. Oricum, e undeva la mijloc pentru că nu te poți asigura la vitezele astea, chiar nu ai cum. Pentru că nici vizibilitatea nu e foarte bună pe bulevard, din cauza stâlpului ăsta și rândului de copaci. Și mai e și faptul că dacă îți vine unul pe banda, unul cu 140 sau peste 140, n-ai nicio șansă. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Se pare că motocicleta se deplasa pe Bulevardul Independenței din direcția centru către Gara de Sud și s-a lovit în intersecția cu strada Bobâlna cu autoturismul care circula pe strada Bobâlna dinspre sud, înspre Bulevardul Independenței. Din primele cercetări se pare că vinovat de producerea accidentului ar fi conducătoarea autoturismului, care nu a respectat indicatorul stop și, în consecință, a accidentat motociclistul. Martorii spun că și motociclistul avea viteză foarte mare. Viteza se va stabili în urma urmelor găsite la fața locului, deocamdată nu ne putem pronunța